mine nu e gata, îl iau cu ciocolata. La bunătățile copilăriei. Cu ciocolată plus alune, căpșuni, Oreo, biscuiți, banane, orfinetii. 10, 20, 30, 10 de gogoși calde, cu vanilie, papanaș, cu gem și smântână, gofre mici sau mari. La bunătățile copilăriei. Lângă piața centrală. Femeie încrezătoare, ești frumoasă. Centrul de frumusețe Vis te așteaptă, pentru că visele nu dor. Îți modelăm apetisant, în pas cu timpul, trupul non-invaziv, reconturat și ferm, în timp record. Criolipoza este numai începutul. Jos, colăcei! Hai, curaj! Șoferă-ți care sfăt suprem o oră de masaj. Pachete și oferte avem destule, te ajutăm să ieși în avantaj și alege deci să fii frumoasă cu make-up, bronz și cu drenaj. Deci frumusețea ta e pentru noi un scop. În plus, pentru bărbați avem și barbershop. Se oglindește până în vârf de unghiilacul. Mistere sfirele de păr. Centrul de frumusețe Vis te așteaptă, pentru că visele nu dor. Am zis. Notează-ți în agenda ta, femeie dragă, la V, Centrul de frumusețe Vis. Jurnal Giurgiuvean. O publicație care te poate scoate din orice situație. Vă așteptăm la redacție în complex Ancora Parter sau pe site-ul jurnalgiurgiuvean.ro. Jurnal Giurgiuvean, un cotidian care creează dependență cititorilor săi. Să discutăm fără perdea despre perdele, draperii, covoare, lenjerii și toate accesoriile ce ne compun decorul vieții. Impune-ți stilul! Caută, măsoară, întreabă și alege din toată gama noastră. Odiseea redecorării nu are început, nu are sfârșit. AIDA, opere complete în pliuri, culori, texturi și gusturi rafinate. Pe strada Gării, numărul 73. Un magazin deschis tuturor gusturilor. În cap, noi suntem primii care am ajuns la fața locului și încercăm să obținem un interviu cu... Trei morți și doi răniți astăzi după ce în explozia de ieri au pierit peste 20 de... Dublu viol, mamă și fică violate la ele acasă după ce au fost jefuite de către un individ care s-a fugit. TV Giurgiu Tribun îți propune altceva. Altceva. Ia atitudine. Ia atitudine. De luni până vineri, începând cu ora 17, este Breaking News la TV Giurgiu Tribun. O emisiune de redacție în care vă supunem atenției informațiile zilei aflate pe site-ul nostru www.giurgiu-tribune.ro, unde punem știrile în primul rând. Fii alături de redactorii noștri la Breaking News. Dezbatem subiecte din presa locală și națională în contextul actual și vă răspundem la întrebări. TV Giurgiu Tribune. Ia atitudine! Dragi telespectatori de televiziune online, Camelia Sacheti sunt. A crescut oferta locurilor de muncă în județul Giurgiu. Oferta momentului la Cristian Tur este una inedită. Plătești 7, stai 9. Venim cu detalii mai târziu. 50% din 3 apelurile 112 nu sunt urgențe. Astra joacă azi în Cupa României. Străzile care ne doare intră în reabilitare și se aprobă planul urbanistic zonal pentru construcția complexului comercial de la Petrom. Acestea, dar și multe alte știri, le discutăm astăzi în Breaking News alături de Nicoleta Pană. Bun găsit, Nicol!
Bun găsit! Așadar, vă spuneam că avem și astăzi un întreg buchet de informații și de știri interesante, chiar și aniversări, o să vedem despre ce este vorba. Până atunci, vă spunem că se prelungește starea de alertă, așadar a fost prelungită pentru alte 3 zile această măsură, începând de mâine. Guvernul a hotărât în cadrul ședinței ca purtarea măștii să rămână în continuare obligatorie în spațiile publice, dar în interior nu avem voie să organizăm evenimente în interior sau în exterior, iar competițiile sportive se vor desfășura în continuare fără spectatori. Tocmai când se elaborase un plan de către Liga Profesionistă de Fotbal, de FRF, cu privire la prezența spectatorilor pe arenele naționale și pe stadioane și acolo unde se desfășoară competiții sportive, nu se mai poate, cel puțin pentru următoarele 30 de zile. De asemenea, nu avem voie să circulăm între 23 seara, noaptea și 5 dimineața. Nici acum nu mi-explic de ce. Nu este atât de grav, că în mod normal, într-o viață în care mai și muncești, oricum la ora aia te cam adun după drumuri. E cam aiurea în weekend, dar cel mai ciudat sau, eu știu cum să spun, stresant e faptul că trebuie să te uiți la ceas. Altfel, parcă poate ne-am duce și mai devreme. Am mai discutat noi subiectul acesta. Da, e libertatea asta de mișcare, știi, nu știu ce rost are și chiar aș fi vrut să văd un studiu în toată această perioadă dacă într-adevăr incidența cazurilor a scăzut pentru că nu mai circulăm noi noaptea. Putem să o facem cu adeverință de la angajator sau declarație pe proprie răspundere. Tot restricția a rămas și în cazul deplasării pe drumurile publice a unui grup mai mare de 6 persoane. Comitetul a propus introducerea focarelor în raportările zilnice privind incidența din fiecare localitate. E și asta un lucru bun. Ne ajută să vedem acolo unde sunt focare, dar oricum cred că putem să ne dăm seama după incidența. Dacă vedeam că e incidență mare, e clar că e un focar acolo, dar vom primi mai multe detalii probabil pe parcurs. Da, și cum spuneam, cine se gândea că vom trăi vremurile în care să vedem aplicate aceste măsuri, dar viața bate filmul. În mai multe situații, dar aseară a fost o situație cu totul și cu totul specială, iar cineva de la ISU, probabil cu o trăire și cu o emoție puternică, a relatat aproape ca o poveste, poate și unde era ora serii, decalogul unei întâmplări, o poveste frumoasă, cu suspans și happy end, pentru că am primit și noi această poveste la redacție, am publicat-o, pentru că este aproape un scenariu cu dialoguri, este vorba despre trei pompieri giurgiuveni care se deplasează la Andrei, Mariu și Gabriel, care merg undeva la Mârșa, ei erau din Smurdurada de Jos, și ajută o doamnă care născuse să ducă misiunea la bun sfârșit, pentru că nu e așa, ai născut și gata, adică sunt proceduri și după naștere, trebuie curățate foarte bine nasul și gurița copilului, tăiat cordonul umbilical, toate trebuie să fie cu măsuri astfel încât să nu intervină vreo septicemie ulterior și câte și mai câte sunt protocoale, nu? Nu oricine face lucrul ăsta cu ei o foarfecă și tai. Deși cei trei bărbați de pe echipajul Smurdă au fost la prima intervenție de acest gen, au dat dovadă de multă putere, să spunem așa, au lăsat deoparte emoțiile, au verificat starea mamei, s-au asigurat că cel mic respiră bine și numai câteva minute mama își ținea copilul în brațe, era liniștită și se bucura de primele momente împreună cu cel mic. Felicitări vouă, le spunem și noi, chiar le meritați. A fost dusă la spital în cele din urmă mama pentru bineînțeles, pentru că trebuia să primească îngrijiri medicale de specialitate, atât ea cât și nou-născutul, dar important este că au ajuns cu bine, iată se mai întâmplă și astfel de lucru și în cel mai serios mod cu putință,
Solicităm Isus să ne comunice dacă s-a ales cumva vreun naș din cei trei salvatori și dacă numele celor trei i-au inspirat pe părinți în alegerea numelui copilului, pentru că toți bărbații au nume de sfânt, da. Andrei, Marius și Gabriel. Foarte deci, frumos. Chiar s-au întâmplat în foarte multe cazuri în care părinții au dorit să păstreze numele unui salvator, să-l includă în certificatul de naștere. Ar fi foarte frumos și automat că s-au legat relații pe viață din moment ce îți iei responsabilitatea să fii părintele spiritual al unui copil pe pământ. Nu trește acolo niște sentimente, zic eu, dacă ești om. Asta în condițiile care n-avea un naș deja ales copilul. Da, poți să copilul, pui și doi, dar da, poți să pui cât vrei. Nu este nicio problemă. Și pentru că vorbim de intervenții, că și în acest caz s-a sunat la 112, astăzi este ziua numărului unic de urgență, 112, un număr care se folosește pe teritoriul Uniunii Europene și pe care îl folosim cu toții atunci când avem nevoie să vină cineva în ajutor. Există și o statistică referitoare la județul Giurgiu pe anul 2020 primită de la STS. 178.481 de persoane au sunat la 112, iar procentul celor care nu au reprezentat urgențe se apropie de 50%, 48,52%. Cele care au fost într-adevăr urgențe, 51,48%. Da, potrivit statisticii, Serviciul Telecomunicații Speciale și Intervenția Jandarmeriei a fost solicitată de 4810 persoane cu un procentaj de 4,19% și pentru că ne aflăm în perioada pandemiei de coronavirus, în 2020 la noi în județ au cerut ajutorul autorităților pentru tratarea sau testarea virusului COVID-19 790 ceva da. De persoane, adică un număr destul de mare față de și cei mai solicitați au fost cei de la ambulanță, peste 54% dintre apeluri, urmați apoi de apelurile la poliție și la pompieri. Dar această statistică a cuprins și alte situații pe care le-au folosit giugiuvenii atunci când au sunat la 112, dar iată că numărul a devenit foarte cunoscut, nu cred că mai e cineva să nu cunoască acest număr, pentru că au existat sondaje și în trecut, dacă se cunoaște numărul, dar are deja o vechime. Da, rostul acestei zile e aceea de a aduce mereu aminte, pentru că să nu uităm. Dar iată, este un număr, cum vă spunea și Nicol, foarte cunoscut. Și, de exemplu, tot la 112 s-a sunat și în ultimele 24 de ore, asta am primit noi în comunicatul de presă, undeva mai pe la prânz, pompierii au fost foarte solicitați, pentru că au fost incendii de vegetație uscată, gunoi menajer și, de asemenea, pentru acordarea asistenței medicale, nu numai în cazul expus mai înainte. În 8 situații au fost nevoie de prezența aceasta a asistenței medicale în care a trebuit să intervină pompierii giurgiuveni, pentru că, iată, stingerea aceasta de incendii de vegetație uscată nu se mai oprește, se tot dau comunicate în care ni se spune cum trebuie să facem, ce nu trebuie să facem ca să nu ajungem să chemăm pompierii, dar accidente de genul acesta sunt în continuare destul de frecvente. A fost un incendiu și în zona fostului combinat chimic din municipiu și acolo a ars vegetație uscată, lăstăriși și mărăciniși pe o suprafață de aproximativ 10 hectare. Și s-au mai desfășurat și acțiuni de informare a cetățenilor cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii infecției cu SARS-CoV-2. Da, și ca să zic așa, un alt fel de SOS tragem și noi vis-a-vis de pontonul de pe canal, care, dacă vă uitați bine și în pozele de pe giurgiu-tribune.ro, este sub ape. Acesta a fost amenajat în 2015 cu fonduri europene, dar astăzi arată de parcă ar avea 10 de ani.
Da, vorbim de clădiri neîngrijite, de gradene pentru spectatori degradate, de traseul pietonal care trebuie parcurs cu mare atenție, de rugină, de multe alte aspecte care nu arată deloc ca proiect european care are doar 6 ani de zile. În curând am realizat și un material acolo. Astăzi vă invităm să-l urmăriți. Amenajat în 2015 cu fonduri europene, centrul de agrement de pe canal arată de parc care avea 10 de ani. Cele două clădiri sunt neîngrijite, gradenele pentru spectatori sunt degradate, iar traseul pietonal trebuie parcurs cu mare atenție. Pontonul sau scena plutitoare de la care în anotimpul cald se puteau închiria bărcuțe și hidrobiciclete este sub apă acum și într-o stare avansată de degradare. Din păcate, lucrarea care lasă de dorit din toate punctele de vedere nu a fost bine executată. Flotanții de sub ponton au cedat și s-au spart, iar apa a inundat o bună parte din construcție. Acum se caută soluții. Pentru ca situația să nu devină și mai gravă, primăria Giurgiu a trimis o echipă de muncitori să recupereze ceea ce se mai poate. Partea bună este că pontonul poate fi salvat, pentru că primăria, împreună cu șantierul naval, încearcă să identifice o rezolvare cât mai eficientă pentru ca pe viitor să nu se mai întâmple ca acum. Am vorbit astăzi la telefon cu viceprimarul Silviu Dumitrescu despre acest ponton, această construcție plutitoare și a spus că într-adevăr poate fi salvat împreună cu Shipyard, cu șantierul naval care va ajuta primăria cu o soluție salvatoare, să spunem așa, pentru a nu se scufunda și în anii ce vin, pentru că soluția tehnică aleasă nu a fost cea mai fericită. Da, tot timpul ne lovim de situațiile astea în care trebuie să refacem ceea ce de-abia am făcut și nu e mare lucrare, adică eu, nu știu, un ponton de genul acesta chiar n-ar fi trebuit să creeze niște probleme așa de mari. Dar nici nu a fost îngrijită, Cami, pentru că a fost lăsat acolo în, sub intemperii, a plouat pe el, a nins, nu s-a ținut cont de faptul că apele canalului pot îngheța. S-a mai întâmplat atâția ani la rând, n-am avut tot timpul iernii blânde și toate astea nu au fost luate în considerare, nu s-au efectuat lucrări de întreținere, toate s-au degradat, așa se întâmplă și cu o casă pe care o lași dezvelită, da, și nu o închizi, așa cum se spune, se degradează în timp, așa și aici, păcat de acei bani europeni, că tot banii chiar noștri păcat sunt, pentru că nu a fabrică Europa banii special pentru România, tot de la cetățeni sunt colectați, dar păcat de un proiect care arăta atât de bine la început, m-am uitat și la fotografii dinainte, n-am avut timp să pun înainte, da, și după, da, ca să vedeți diferența. Au fost evenimente frumoase organizate acolo. Sute de giurgiuveni au mers acolo și s-au recreat vara, primăvara, s-au plimbat cu hidrobicicletele sau chiar a fost ceva frumos. Ivan Pațaic a venit acolo și exact, a făcut un concurs, da, când, de caca noi. Au venit atâția oameni acolo în zona aceea. Acum totul este degradat, trebuie practic luat de la zero, reparat, alți bani, altă distracție, să din spunem. Păcate, iată că ne confruntăm cu asemenea situații, dar iată, mai venim și cu o veste bună, așa ca să contrabalansăm. Dacă se mai și construiește, nu doar se strică. Așa ca să contrabalansăm. Se aprobă planul urbanistic zonal pentru construcția complexului comercial de la Petrom. Am mai discutat, ne-a spus și domnul primar, ne-a spus și domnul viceprimar Marian Damian că se pregătește această construcție și că urmează să mai avem încă un centru comercial. Păi noi avem multe centre comerciale și... Da, păi vom mai avea și un mall pe groapa aceea de lângă Lidl, Mall Aurora se va numi și acela va intra anul acesta în derulare ca și acesta de altfel. Este tare interesant, pentru că noi suntem un oraș mic, 50.000 de locuitori, ne spunea. Da, dar creează locuri de muncă, asta e un lucru bun. E foarte bine că se rulează banii. Ceea ce aș zice eu așa ca o cârcotașă, dacă îmi dai voie, e că sunt cam interiorul orașului toate și nu avem locuri de parcare. Adică... Sunt prevăzute. Da. Adică am citit astăzi proiectul, l-am solicitat primăriei și l-am și primit și este prevăzut pentru că e o suprafață foarte mare acolo, sunt 30.000 de metri pătrați și vor fi alei pietonale, vor fi căi de acces, vor fi copaci plantați pentru a asigura și o zonă de verdeață și foarte multe parcări.
Ce îmi place mie când sunt asemenea proiecte în derulare și urmează să se întâmple, când se fac acele machete și urmează să vedem chiar vom avea, că multe machete au rămas machete. Dar mi-ar fi plăcut să văd cam cum s-a gândit acest proiect. Într-adevăr, în zona aceea e destul de generoasă, e un teren mare acolo, se poate face. Da, și este parcări. O zonă destul de circulată și decât să rămână terenul acela liber și neîngrijit, pentru că acolo au fost niște depozite de produse petroliere și au avut tot lucrări de curățare, de remediere a solului și reconstrucție ecologică a amplasamentului pentru a nu exista niciun fel de reziduri din acestea petroliere, iar terenul este decontaminat acum. Deci se poate construi pe el. Da, și este foarte interesant că spuneai că vom avea și un mall. Da. Asta este chiar, strângește chiar foarte multă curiozitate, mai ales că noi mai avem un complex comercial care îi spunem noi mall. Nu e mall, da. Așa i-am spus noi când, de bucurie că avem și noi ceva de genul la Ancora, la complex acolo. Dar sunt niște spații care nu mai sunt accesate. Pentru că este, aparține unui privat, da, este, chiriile sunt foarte mari aici în complex Ancora de la Giurgiu, din centrul orașului. Da, și aici beneficiar este o societate comercială, așa că, nu știu, trebuie atrași comercianții să vină acolo să-și desfășoare comerțul, dar dacă și chiriile acolo vor fi uriașe și cum știm că la Giurgiu un magazinaș și de-abia supraviețuiește, spunem așa, va fi foarte complicat, că noi nu suntem București să ne permitem magazin Sephora sau și magazin de nu știu ce brand. Un film, cu toate că știm că există, da, eu vreau Netflix, să fie cinematograf. Există YouTube, există, știu, avem acasă televizorul aia, unii și-au luat proiectoare acasă în pandemia asta că n-au putut să meargă. Cunosc foarte multe cazuri. Nu se compară cu filmul văzut la cinematograf. Se compară cu tot ce și cât este altă atmosferă, este un perete întreg. Poate să-ți faci acasă cinematograf, ok, bine. Dar ei, nu suntem nici aceea, magnați, da. Plus, da, nu suntem noi. Dar plus că este și acea, cum să spun, în divizia B sau cum să spun, activitate socioculturală, cum spunea Cosmin Crețu, merg la teatru pentru că mă respect. Da, dar când te duci și la film, mergi și la un suc, mergi și la un magazin, ești din casă. Da. Știu, este foarte greu ce spunem noi aici, poate fi pentru întreprinzătorii, de în Giurgiu, da, da, pentru întreprinzătorii de, și care, cei care se ocupă cu industria aceasta a filmului, este foarte greu și se pare că noi am putea să vorbim din opinia dumneavoastră ca din basme. Dar le spunem și noi ce ne dorim. Știu că s-a repornit foarte greu cinematografele din mall. Multe nu s-au redeschis. Pentru că este foarte greu să repornești totul, să aduci toate floricelele de porumb și iar la București capacitatea acum este de 30% și multe cinematografe și-au făcut calcule ca și restaurantele și au preferat să le țină închise pentru că nu și-ar fi scos cheltuiala. Așa va fi și la Giurgiu, nu știu ce să spun, bine că se construiesc, bine că vor fi câteva zeci sau sute de locuri de muncă acolo, dar numai să merite, adică să nu ne trezim cu spațiile acelea din nou goale și părăsite, scris de închiriat pe ele și atât, așa deci, cum deci sunt. Deci eu spun că cel puțin de două ori pe lună mergeam înainte de pandemie, cel puțin de două ori pe lună, să văd un film la București, pentru că îmi place mie activitatea asta și mă deconectează. Acasă nu mă concentrez așa de bine tot timpul, mă rog. Dar spun așa, ca idee, sunt mulți oameni și m-am întâlnit cu giurgiuveni foarte mulți la București și la bulgari chiar am fost de câteva ori la film, la mall. Eu aș accesa și aici. Nu pentru știu că Giurgiu deocamdată nu-ți oferă nimic. Deci nu ai o posibilitate de a-ți petrece timpul liber în afară de a merge la o terasă sau la un restaurant. Pentru copii nu există absolut nimic. În afară să-i scoți în parc, la joacă, să alegeți, altceva nu avem. Nu avem zoo, nu avem mall, nu avem locurile cinematograf. Locurile de joacă sunt închise. Și sunt deschise acum. Dar sunt cele din interior? Mici. Nu, cele din interior sunt, da. Dar nu ai ce să le oferi copiilor în Giurgiu. Deocamdată spun. Hai să vedem ce se întâmplă după construcția acestor mall-uri, să le spunem așa. Și la aparatul copiilor.
Să sperăm cât mai repede. Dar da, mai sunt și alte probleme care ne dor, de fapt străzile care ne doare, da, pentru că sunt multe străzi care arată ca după bombardament în Giurgiu și care, iată, în curând vor fi reabilitate și modernizate. Străzile Unirii, Alea Plantelor, Digului și Bulevardul Miron Nicolescu. Da, am tot vorbit de străzile acestea și cu fostul edil, cu Nicolae Barbu, și cu actualul Adrian Anghelescu în emisiunile noastre de autor și chiar și așa la conferințele de presă când se mai făceau. Nu se face oricum orice stradă, nu se repară, asta ne-au spus-o toți. Nu se repară când zicem noi. Totul trebuie să intre, exact cum ai spus și tu, într-un pus, într-un plan urbanistic zonal, într-un proiect pe o, nu știu, pe european, pe o axă, pe o ceva. Deci trebuie să fie cuprins, să obții avize, să vii undeva unde deja s-a băgat curent, licitații, apă, canal, licitații, urcat, ales constructorul, funcție de ofertă. Contestații și așa mai departe. N-ai voie să le faci pur și simplu, te duci tu acolo și torni ciment și gata, nu mai este strada. Trebuie, deci nu ne pricepem noi. Ce ni s-a explicat și nouă vă spune mai departe că nu e așa, dar pe lângă modernizarea infrastructurii de transport a acestor străzi, vor fi amenajate trotuare noi și vor fi reparate cele deja existente, vor intra în circuit două autobuze noi, hai să vedem autobuzele acelea nepoluante, iar state de transport public în comun vor fi acolo amenajate niște alveole noi, modernizate, vor fi și niște piste pentru biciclete. Totul face parte din proiectul Modernizarea infrastructurii de transport public în zona estică a municipiului Giurgiu. Documentația tehnică a fost predată, acum se lucrează la încărcarea documentației, că de-aia am revenit cu acest subiect, că v-am mai vorbit de atunci, era vorba doar de cea tehnică, iar acum se atribuie contractul de lucrări în sistemul electronic de achiziții publice, ceea ce vă explica și Nicol. Iar prin acest proiect o să avem și noi un sistem de management al traficului implementat și unul integrat de management al flotei cu componente de informare călători, ticketing și management integrat. Pentru unii sună science fiction, pentru cei care au mai ieșit pe vară și au văzut cum funcționează sistemul, este vorba, da, într-adevăr, de acele timere care îți afișează și spune că în 2 minute sau în 5 minute, în 2 minute vine primul, în 5 minute vine următorul. Dacă nu... Smart City, cu Smart City, da. Ceva de genul, dacă nu trece nicio mașină, poți tu să îl faci să fie verde apăsând pe un buton. Există și semnale acustice pentru nevăzătorii care să traverseze strada. Sunt foarte multe lucruri care se pot face din acest punct de I, de da, la electronic. Da, acestea se pot face atunci când iei o stradă de la zero, când faci utilitățile și faci o absolut tot. De, da. Ce se spunea de din acele 13 autobuze noi care urmează să apară și la noi la Giurgiu. Da, și probabil că se vor crea și locuri de muncă în situația aceasta. Se vor crea, pentru că fiecare constructor are o forță de muncă disponibilă pentru realizarea acestor lucrări, iar giurgiuvenii chiar sunt foarte interesați în aceste vremuri grele de locuri de muncă. Vedem periodic pe Facebook, întreabă lumea, cunoașteți vreun loc de muncă, sunt cu tare și vreau să mă angajez, foarte, foarte greu în această perioadă. Am văzut însă în comunicatul de la AGOFM pe care l-am solicitat astăzi că a crescut față de alte dăți numărul locurilor posturilor de muncă vacante. Deși sunt peste iarnă. 100 și ceva, da, și suntem în februarie, poate că încep lucrurile să se mai miște. Sunt foarte multe meserii. Am publicat pe giurgiu-tribune.ro toate meseriile disponibile, nu vi le putem citi acum, doar că am observat că la majoritatea se cere vechime. Și uite, în Horeca începe să se miște treaba, adică ospătar, bucătar, călcătoreasă, cameristă, da, sunt foarte multe, dar pentru foarte multe de asemenea se cere calificare. Ai. Se caută sudor, se caută confecționer, ansamblor, articole textile, de asemenea sunt posturi pentru încărcător, descărcător, lăcătuș mecanic, lucrător bucătărie, macaragiu, mecanic, sunt multe posturi și de muncitor necalificat.
pentru ambalare, produse solide și nesolide, multe, chiar multe. Sunt mai multe decât data sunt trecută. Sunt posturi și pentru director, și pentru contabil, și pentru inginer, la cei cu studii superioare mă refer acum, dar parcurgeți toată această listă, v-am lăsat acolo și unde vă puteți adresa la AJOFM, fie la ghișeul de la parterul instituției, fie la numărul de telefon pe care îl găsiți la noi pe site. Da, oferta este într-adevăr mult mai generoasă, deși este februarie și știm în luna asta constructorii mai sunt un pic așa mai pe loc de pauză sau lucrează mai mult pe interior, merge mai greu Horeca, iată, totuși lucrurile par a se mișca un piculeț mai bine și dacă tot vorbim de ofertă... Dacă vă găsiți servici, puteți merge și în concediu. Ce, ne împiedică ceva să visăm? Nu! Păi. Dar noi vă prezentăm lucruri reale aici pentru că nu mai mult și încep vacanțele, da? Mai ales cele externe și toți ne întrebăm mai putem sau nu mai putem merge, dar mai ales unde și pe câți bani. Bătaia Zanzibar. Zanzibar, da, vedeți și noi, nu este filmat, n-a filmat Ionel Taifas din dronă, este un alt coleg de-al nostru din Zanzibar. Avem un colaborator acolo din Zanzibar și ne mai trimite din când în când așa ca să ne strice ziua. Da, oferta momentului este la Cristian Tur în Giurgiu, plătești 7 nopți și stai 9. Despre ce este vorba? Giurgiu, venii sunt interesați chiar și în perioada aceasta dificilă pentru noi de vacanțe externe, iar dorința de a călători este, din fericire, la fel de mare ca în anii precedenți. Așadar, cu toată pandemia se poate călători în Egipt, Turcia, Bulgaria, Maldive, Zanzibar, Republica Dominicană, iarăși o țintă foarte dorită, iar turiștii trebuie să respecte, bineînțeles, regulile de intrare-ieșire pentru fiecare țară în parte. Puteți merge și în Egipt, da, sunt oferte foarte avantajoase, pornesc tarifele de la 399 de euro de persoană la un hotel de 4 stele, all inclusive și este adevărat, am văzut eu pe Oana Roman. Da? Da, a spus că pleacă, cred că e deja acolo sau o fi venit, nu știu, când m-am uitat zilele astea la o postare pe Facebook, spunea că a găsit o super ofertă în Egipt cu, mi se pare că tot Cristian Tur era, da? Da, în Egipt cu 500 de euro, spunea ea, de persoană, ori inclusiv 7 nopți și toate taxele plătite și avion și tot. Da, asta este și ceea ce ne-au dat nouă cei de la Cristian Tur din Giurgiu. Doamna Camelia Vasile a fost drăguță și ne-a spus că oferta momentului este că în preț pentru aceste oferte Egipt-Hurghada, unde tarifele pornesc la 399 de euro pe persoană, la un hotel de 4 stele all inclusiv, pentru 100-200 de euro în plus de persoană, turiștii se pot caza chiar la un hotel de 5 stele. Ei bine, dacă plătești, sunt incluse 9 nopți de cazare, nu 7, adică plătești toate aceste sume și stai mai beneficiați mult de 2 zile. Da, și bineînțeles, găsiți acolo mult mai multe amănunte. Cert este să vă informați la agenții, pentru că ei dețin toate datele necesare. În momentul de față, majoritatea țărilor cer test negativ efectuat cu 48 sau 72 de ore înainte a intrării pe teritoriul respectiv, iar pentru anumite destinații, de exemplu Maldive, Republica Dominicană, se solicită test și la intrarea în țară. Așa că mare atenție, dar partea negativă, să spunem așa, este că anul trecut s-au anulat în proporție de 80% pachetele externe și s-au eliberat vouchere de călătorie. Sunt foarte mulți în această situație cu vouchere de călătorie. Acestea trebuie consumate anul acesta, să spunem, pentru că în caz contrar banii nu vor fi înapoiați, nu vor fi restituiți banii de către agenții, așa că ori mergeți în vacanță cei cu vouchere, ori renunțați la acești bani. Deci cei care nu și-au reprogramat vacanța și au încă acele vouchere,
până pe 31.12.2022 puteți da, să faceți. Da, este cazul acestei pentru agenții. Alte agenții da. Impun alte... septembrie 2021 da. Sau da. Deci la noi vorbim strict de cei de la Cristian Turcu care am luat astăzi legătura și ne-au dat și numărul de telefon, este acolo pe site și acolo găsiți mult mai multe amănunte. Foarte multe oferte și când te gândești că trebuie să-ți programezi o vacanță, chiar vrei să fie de vis și să nu stai prin aeroport, să fie cu peisaj frumos, să fii servit frumos. Adică de asta se numește și vacanță, cauți să elimini orice formă de stres și orice impediment care poate să-ți strice sejurul. Dar trecem acum la acțiunile de control, să spunem așa, fără nicio legătură. Sunt societăți comerciale care desfășoară activității cu pește, iar acestea s-au aflat în vizorul poliției în aceste zile. Au fost comisii de control comune, iată, cu DSVSA, poliția de la Ordinea Publică, poliție rurală, care au desfășurat o acțiune pe raza județului și au și fost aplicate sancțiuni, 14 la număr, s-au dat amenzi peste 1000 de lei, dar au fost controlate și 41 de mașini și legitimate 70 de persoane. Da, ce să zic, sunt foarte multe... Da, sunt controle tematice și care au loc periodic. Și polițiștii un întreg foileton, dacă pot să spun așa, vor mai fi asemenea controle, așa, dar aveți grijă în continuare și păziți-vă, paza bună trece prin meșterea. Și de grijă vorbim și în cele ce urmează, dar de sănătate de data aceasta, pentru că nu toți dascălii din Giurgiu au revenit la clase. Unii dascăli au solicitat să rămână în online în această perioadă, bineînțeles, din motive medicale. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Giurgiu, 9 cadre didactice nu s-au putut revedea cu elevii în aceste zile și, vă spunem așa, la școala specială un cadru didactic, la liceul Tudor Vianu 1, la școala numărul 1, 2 cadre didactice, unul la Colegiul Național Ion Maiorescu, 2 la Colegiul Tehnic Viceamiral Ion Bălănescu și unul la școala pozițială sanitară FEG. Potrivit Ministerului Educației, profesorii care nu pot merge la școală din motive medicale trebuie să certifice acest lucru printr-un act medical, pentru că, na, altfel nu se poate și se obține de la medicul curant. Dar bănuiesc că se știe această procedură, să sperăm că nu o să mai crească numărul. Da, este purtătorul de cuvânt de la inspectorat, doamna Stănescu, a spus că această cifră poate fi oscilantă și să varieze de la o săptămână la alta, pentru că e vorba și de starea de sănătate a dascălilor respectivi. Și aceștia sunt cei care vor decide dacă vor reveni la ore. Și apropo de starea de sănătate, start controlelor la sănătatea umană. Din această săptămână, Inspectoratul Teritorial de Muncă Giurgiu a dat acest start al campaniei naționale privind verificarea modului în care se respectă prevederile legale ce reglementează relațiile de muncă și securitate și sănătate în cadrul unităților sanitare. Campania vizează încălcarea depistării prevederilor legale cu privire la respectarea orelor de program, compensarea celor suplimentare fie în bani, fie în zile libere plătite. În vizorul acestora vor intra și toate verificările periodice ale echipamentelor de lucru, precum și modul de îndeplinire a măsurilor ce se impun în aceste situații dispuse în cazul controlelor anterioare. Și iată că ne apropiem de final, dar nu înainte de a vă spune și ceva din sport. Îi las onoarea Nicoletei. Da, este meci astăzi, în câteva minute va juca Astra Giurgiu. De data aceasta nu în etapă din campionatul de fotbal, Astra joacă și în Cupa României. Sunt optimile de finală în aceste zile și Astra joacă așadar de la 17:45 cu ASU Poli Timișoara. Este o calificare care vine după ce Astra a învins-o pe Ripensia Timișoara cu scorul de 5-1 și tot astăzi, tot în optimi, vă spunem și ce meciuri se mai desfășoară. La 15 a fost Viitorul Pandurii cu Gaz Metan, nu știu să vă spun acum scorul, shame on me, 1-0 pentru
pentru pandurii. Cine îmi face fără? Vedeți, e cineva aici cu fotbal. Iar diseară de la 20:30, FC Botoșani, Universitatea Craiova. Așadar, vremea e de stat în casă, vă uitați la meci și de la ora 18 discutăm despre starea podului de la Adunații Copăceni, despre drumurile județene, despre proiectele de infrastructură prioritare în județul Giurgiu, cu invitatul meu de astăzi, deputatul Alexandru Andrei, deputat din partea PNL, cu care ne va duce și multe alte noutăți, sunt sigură. Așadar, de la ora 18 este Giurgiu la tribună, vă aștept. Până atunci, o seară bună în continuare. Rămâneți cu noi! În cap, noi suntem primii care am ajuns la fața locului și încercăm să obținem un interviu cu... 3 morți și 2 răniți astăzi după ce în explozia de aer au pierit peste 20 de... Dubluviol, mamă și fiică violate la ele acasă după ce au fost jefuite de către un individ care s-a fugit. TV Giurgiu Tribun îți propune altceva. Altceva. Ia atitudine. Ia atitudine.